Keepers Cast ca în cap vă spun salut, dragii mei, mă numesc Victor Apărător, iar voi urmăriți emisiunea Păiezuiește-te! Unica emisiune în care facem slalom printre manipulări, propagandă și alte produse alterate ale jurnalismului moldovenesc. Așadar, prieteni, am o întrebare la voi. Campania electorală continuă? Nu! Parlament am ales, degrabă guvern, degrabă progres și pașol! Yes. Exact, campania totuși continuă. La 7 martie 2019, în cadrul unui briefing, unul din cei mai serioși oameni din Moldova, Vlad... Liniște! Scuzați. Vlad Plahotniuc a anunțat că... Vrem în primul rând să le oferim pensionarilor un nou prilej de bucurie și, așa cum am promis înainte de alegeri, atunci când am majorat pensiile cu 10%, venim către 1 aprilie cu indexarea pensiilor. Da, mai bistrie уже. În aceeași zi, guvernul, prin asumare de răspundere, a aprobat proiectul de lege care prevede modificarea formulei de indexare a pensiilor și respectiv majorarea acestora. Adică fix așa cum o zis, acela care e drept o zis, când o zis și o zis, e drept. Și ce au făcut la rândul lor zeci de jurnaliști, televiziuni, prezentatori de știri? Ne-au zăpăcit. Așa încât nu ne este clar nici până acum de ce acolo unde a fost negru acum e alb și de ce acolo unde era glod acum snuferi. Începem cu Prime. Începem cu Prime, cel mai urmărit post de televiziune din Rusia. Da, din Rusia, pentru că Prime retransmite Первый канал, cel mai urmărit post de televiziune din Rusia. Și Prime are propriile emisiuni? Voi credeți că moldovenii pornesc Prime ca să uite la asta? Uite, poate că ai fac cruce, am una intră matare. Am fost la matare, să am uvedit toți emisiunea asta. Lasă vadă dacă nu-ți spun drept eu cruce. Ia ascultați, vă rog. Eu știu că ta ești mișinoasă, dar așa mișinoasă este. Oh, fuck. La Prime, jurnalul seriei a fost deschis cu știrea pensii mai mari. O știre care a reflectat într-un mod triumfalist inițiativa lui Plahotniuc. Din 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu 5,3%, adică dublu față de cât era prevăzut anterior. Totodată, de Paște, ca și de Crăciun, pensionarii, persoanele cu dizabilități, inclusiv beneficiarii de alocații sociale cu venituri de până la 2000 de lei, vor primi ajutor unic de sărbători în valoare de 600 de lei. Guvernul și-a asumat astăzi răspunderea pentru aceste proiecte, dar și pentru alte inițiative care vor aduce oamenilor beneficii importante. Vlad Plahotniuc, Pavel Filip, Partidul Democrat au fost prezentați într-o lumină exclusivă. Pozitivă. Potrivit premierului Pavel Filip, pensiile vor crește practic de două ori față de cât a fost preconizat. Vlad Plahotniuc a amintit că guvernarea democrată își respectă promisiunile făcute în campania electorală. Totodată, dacă există și un salvator, există și un agresor? Dar cine oare în această situație este demonul? Cine este izvorul răutăților și a haosului? Dar iasnă crasnă e opoziția! Partidul Democrat din Moldova a decis cu cine va face coaliție în următorul parlament, până când alte formațiuni își numără mandatele și se gândesc la ce vor face mai departe. Dacă cei care mă urmăresc au copii și uneori în încercarea de a responsabiliza, de a calma odrasele, vă simțiți în pană de idei, încercați următoarea metodă. Propun să inventați un personaj malefic, invizibil, dar totuși foarte strașnic pe care să-l numiți partid de opoziție. Și că numai Mihaiță n-ascultă, oi așa, Mihaiță? Mihai, fii cu minte că dacă nu ești cu minte, mă știu chem partidul de opoziție, Mihai! Nu ce? Nu-i Hermes, e Perielis, $16, dar la fel de lată și la fel de chele. Sponsorul ediției de azi, magazin Fartovăi. Noi vindem cu rele. Bune, nu rele. Canal 3 a admis aceleași încălcări ca și Prime. A călcat pe aceleași greble. Mai ales a admis amestecul faptelor cu opiniile și trimiterea la surse imposibil de verificat. Nu e că tu spui ceva și eu nu știu, să te cred sau să-mi fac cruce. Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a spulberat în cadrul unui briefing de presă speculațiile opoziției care susține că guvernul nu va mai opera indexări. Plahotniuc a tratat aceste declarații drept o slăbiciune a oponenților. Nu e că când a spus asta opoziția? Unde a spus? Ajutați-mă, poate nu scăpat!
Bună seara. Mie odată undeva pe la amiază, așa, după amiază, mi-a spus cineva despre domnul Plahotniuc că el nu chiar așa de rău cum a spus altcineva despre dânsul. Atât pentru acest buletin de știri, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu știrile din sport. Mulțumim, Brâzgovic, o să mai avem nevoie de tine, acum mergem la Arghei, capitala Wi-Fi-ului. Wi-Fi gratuit în toate Arghei! La Arghei, televiziunea centrală apropiată sufletului și buzunarului domnului Ilan Șor ne anunță știrea despre indexarea pensiilor și mărirea acestora într-un fel absolut inedit. Ia vedeți-o pe Cristina cu ce informație începe știrea. Liderii partidelor cu capriciile lor ar putea duce țara în prag de alegeri repetate, ori cetățenii nu pentru asta le-au oferit voturile. Liderii partidelor cu capriciile lor, dar chiar în natură cât se poate, cum poți să lupți împotriva lui Plahotniuc și după asta să nu vrei să faci cu dânsul alianță? Asta capriciu! Sau chiar spune carpaccio, focaccio, bocconcini, mozzarella di bufalo, olii di tartufo di tutti di amore! Scuzați, mai scurt, televiziunea unui politician și a unui partid care a anunțat că va fi în opoziție. Declarăm astăzi, înainte de prima ședință a legislativului, că vom fi în opoziție în Parlament. Laudă o inițiativă a guvernului și lovește în opoziție. Bine. Asta cum iese? Albinele sunt împotriva mierii? Gândacii de Colorado sunt împotriva cartofilor? Copchii împotriva iPad-ului? Câte metafore mai sunt necesare ca Ilan să înțeleagă că el scoate prostii pe gură? Mergem la Jurnal TV, care a profitat de ocazie, cum era și de așteptat, să prezinte PDM-ul și guvernarea în general într-o lumină negativă, PPDA și PAS în una pozitivă, dar în același timp Jurnal TV merită un cuvânt de laudă, pentru că dintre toate instituțiile care au reflectat această noutate, ea a fost singura, care a solicitat părerea atât a partidelor menționate în discursul lui Plahotniuc, cât și părerea ministrului economiei. Deja încasările bugetului public național în anul 2019 le depășesc pe cele de anul trecut cu peste 600 de milioane de lei, dacă am extrapolat tot anul. La final avem un motiv de tristețe, dacă de obicei pomenesc de posturile apropiate Partidului Socialiștilor, domnul Igor Dodon, posturile care fac parte din holdingul Vadalei Media, de data asta n-am ce spune, pentru că NTV Moldova și Accent TV au ignorat în totalitate inițiativa PDM-ului. Și asta e trist din mai multe motive, nu doar pentru că ne-au lăsat fără replică, dar și pentru că noi cu voi, hai să recunoaștem, deja de la o vreme, parcă ne-am deprins cu Hugh Jackman. Iar între timp, ribeatușchi, voi cum credeți? Cu ce se ocupă Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova? Inspectează, monitorizează instituții media, televiziuni din Republica Moldova dacă ele respectă sau nu norme jurnalistice? Îi amendează pe cei care infectează ochii și urechile cu minciuni și propagandă? No, atât nisca! Consiliul Audiovizualului recent a declarat că vrea să devină profesor de limba română. Al de ribeata, în loc să oprească manipulările din mass media moldovenească, s-au apucat să fac lecții de gramatică și ortografie. Dar noi cu voi ținem foarte bine minte încă că cui îi mai pasă atât de mult de limba română. O atât pentru ediția de azi a emisiunii Păzește-te! Eu sunt Victor Apărător și vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc că aceste rapoarte ale presiei moldovenești sunt făcute în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova și portalul mediacritica.media. Apăsați vă rog frumos pe un like, pe un share, ne abonăm la canalul de YouTube, apăsăm pe clopoțel. Și spunem un mare mulțumesc celor care ajută financiar proiectul Lumina și totodată emisiunea Internetul Grăiește. Astăzi mulțumim lui Ion Roșca, Livia Scraba, Laura Cocieru-Aricov, Andrew Dudenko și Iulia Agrici. Tare vă mulțumesc pentru umerii de susținere. Dacă și voi vreți să faceți parte din armata oamenilor luminoși de pe patreon.com/fedot, vă îndemn să faceți o contribuție lunară oricât de mică ar fi aceasta. Sau puteți mă susțineți direct pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. La revedere, iepuraș! Brin. Să văd mazoalele, vezi? Vezi ce înseamnă să te duci la turnic fără mănuș? Zato am mâini de bărbat mușitor. Și când apuc cu mâna, se simte că e de chele.